Bună dimineața, dragi gospodari! După o vară foarte lungă și călduroasă și cu fructe dând destul, am ajuns și la toamna brumărie și e timpul verzei ca să punem și noi varza la butoi. Aici, după cum vedeți, am găurit varza, ca să vedeți mai bine, și o să umplem cotorul cu varză, cu sare, am greșit, da. Așa, de emoții. Deci umplem cotorul cu sare. Aici o să punem porumb, o să punem și câteva mere, sfeclă roșie și gutui. Și de asemenea mărar, bețe de mărar. Acum să începem să le punem în butoi. Deja aici am pus un rând de varză. Cu sare? Cu sare, deja am pus sare acolo și în găoacile alea de la varză. Unde a fost cotorul. Da, și acum o să mergem în continuare ca să punem, o să mai punem acum un rând de varză și după aceea o să punem merele și ce am zis, gutuile și așa mai departe. După cum vedeți, am pus sare și varză, am mai pus un rând bun de varză cu sare și acum o să punem porumbul. Așa. Bețele de mărar. Cât mai multe bețe ca să-i dea, mie îmi place foarte mult mărarul, mirosul de mărar, ele vine și să moaie și așa, merele care și ele dă gust bun la varză și sfecla roșie care îi place să dea culoare la zeamă. Și e bună specla și pentru sănătate. E bună de anemie, de toate cele. Așa. Și gutuile gălbioare și frumoase. Bine, că mai sunt ele stricate, că așa a fost toamna asta mai rea. Și la mere și la toate. Și la mere și la toate. Tot s-au felul. Făcut o groază, dar le-a stricat o groază de gângăni. Tot felul de gângăni. Da. Așa, după cum vedeți, am pus ce a mai fost depus. Acum o să venim iară cu altul rând de varză și tot așa până se umple. Și după aceea o lăsăm, deci astăzi am pus-o la butoi, mâine o lăsăm și a doua zi o să-i punem apa, că o lăsăm să-și ia varza din cotor, că vine și să mai moaie sarea și să tragă varza, să tragă sarea. Și după două zile o să-i punem apa. Da. Am lăsat să se lase puțin varza, adică o zi și ceva l-am lăsat-o și să intre sarea în cotoare, înăuntru. Am mai pus vreo 250-300 de grame de sare și am început să punem și apa. Am pus vreo 90 de litri până acum și continuăm până umplem butoiul cu apă. Să mai intre cam o găleată acum de apă, deci 120 de litri de apă la butoiul ăsta. Așa. Și nu acum, după ce se mai lasă ea, se pun greutăți ca să nu să stea varza scufundată în zeamă. Bineînțeles, se pune capacul și cam asta e, se lasă până se murează. Bun, spor la treabă, sănătate și toate cele bune. Butoiul ăsta are 200 de litri, au intrat până acum, ai pus o încogăleată, sunt vreo 100 de litri de apă.
După ce terminăm cu pusul de apă, de mâine începem să o vânturăm, să suflăm în ea coțeavă zi de zi timp de o săptămână. După aia, o dată la două zile se suflă în varză, se bagă oțeavă și se vântură, se suflă în ea. Azi mai am pe canal treaba asta.